Conducerea companiei publice Teleradio Moldova inițiază o anchetă pentru a investiga votul juriului oferit la concursul Eurovision. Președintele instituției, Vlad Țurcanu, spune că vrea să afle cum a fost posibil ca juriul să nu acorde niciun punct României după ce s-a constatat o diferență considerabilă între voturile publicului și cele ale juriului. De cealaltă parte, membrii grupului de experți din țara noastră susțin că România nu a reușit să acumuleze voturile necesare deoarece concurența a fost prea mare. Între timp, reprezentanții Moldovei la Eurovision, frația Dvahov și trupa Zob și Zdub, s-au întors acasă. Conducerea companiei publice a inițiat o anchetă internă pentru a afla cum a fost posibil ca România să nu se aleagă cu niciun punct din partea juriului de la Chișinău la concursul Eurovision 2022. Asta în timp ce publicul din țara noastră a acordat 10 puncte concurenților din România. În context, Vlad Țurcanu se arată contrariat și vrea să înțeleagă conform căror principii a acționat juriul. Acum ar urma o anchetă pentru ca să se înțeleagă în ce mod a fost selectată componența acestui juriu și eventual să înțelegem care au fost principiile de care s-au ghidat acești membri ai juriului, pentru că am înțeles că au avut standarde foarte înalte în comparație cu publicul. Vlad Țurcanu a mai declarat că imediat ce va avea detalii cu referire la anchetă le va comunica publicului. Ar trebui să înțelegem dacă publicul nu se pricepe la Eurovision sau juriul a fost, de exemplu, rău intenționat. Apanajul profesioniștilor, a muzicienilor, a compozitorilor să se pronunțe pe marginea acestor chestiuni. La rândul lor, membrii juriului din țara noastră spun că a fost concurență mare, iar ei au votat profesionist. Compozitoarea și textiera Radmila Popovici, de exemplu, a scris pe Facebook că a votat cu maximă obiectivitate, cu inima, cu auzul, cu văzul, dar și pentru mesajul pieselor. Un alt membru al juriului a declarat că a votat în funcție de prestația concurenților. Deci din 24 de țări, juriul poate să dea doar 12, deci la 12 țări. Respectiv, România nu că a fost rea, dar a fost concurență mare. Știți, asta este de fapt accentul. Și noi am fost chemați acolo, toți cinci, o echipă, apropo, chiar bună, oameni care eu admir, pentru a da note pentru competență, punct. El a mai precizat că, spre deosebire de public, experții analizează în primul rând profesionalismul și felul în care evoluează concurenții. Jurizarea din Moldova, cel puțin, a coincis destul de strâns cu rezultatul final. Jurul din Moldova a încercat să dea note corecte pe bază de competență și profesionalism. Deci asta este poziția mea și cred că și a colegilor mei. Juriul analizează, nu știu, elementele mult mai detaliate, știți? Asta este ideea. Între timp, reprezentanții Moldovei, frația Dvahov și trupa Zdub și Zdub au pornit spre casă. Noi am făcut istoria cu voi, cu fanii noștri și noi ne-am simțit forța publicului, poporului și trenulețul muzicii. Trenulețul a ajuns în casa fiecăruia. Noi ne-am simțit fericiți și mândri că toată lumea a cântat cu noi. Bravo! Bravo! De fapt, nu doar în țara noastră s-a escat scandal din cauza felului în care a fost jurizat concursul Eurovision 2022 și ministrul culturii din Ucraina a cerut explicații de la juriul său pentru a afla de ce nu a acordat niciun punct concurenților din Polonia și Lituania. Mai mult, nici artiștii de la Chișinău n-au avut niciun punct din partea juriului de la Kiev și în România sunt controverse legate de votul juriului. Într-un comunicat de presă, responsabilii de organizarea competiției au declarat că juriul a oferit 12 puncte Moldovei, dar de pe scena Eurovision s-a anunțat un punctaj total diferit.